Poezie în viața mea, inima tericită fără cuvinte. Și vreau acum să stau în dreapta ta și să ne țină pasul dar. Povestea noastră a început, nu știu, ciudat poate, pentru că amândoi eram într-o relație, cu toate că scârțiau lucrurile, dar am avut un eveniment la mare. Și eu sunt fan fast food, să nu dau numele. Și voiam neapărat să mă opresc să mănânc la acel fast food. Și l-am văzut, ne-am văzut, unul pe celălalt. A fost dragoste la prima vedere? Da, a fost dragoste la prima vedere. Întoarce pe dos, mă ridică de jos, gura ta, gura ta. La început nu neapărat ne-am ascuns, adică nu în ideea, nu mergem acolo, că nu, pur și simplu vreau un loc. Da, voiam în primul rând să se rezolve lucrurile normal, de la sine. Dar nu prea s-a putut. Tot ce s-a întâmplat în trecut, poate, de fapt nu poate. Ne-a unit mai mult, clar. Nu am dat apă la moară, cum se zice la mine, la Maramureș. Și noi ne-am văzut de povestea noastră și de drumul nostru. Multe sau mult neadevăr. Poate m-am și maturizat pe baza lucrurilor întâmplate. Ce mai există? Ce era în sufletul tău atunci? Când citeai, de exemplu, sau când primeai mesaje? Sau... Da, am primit mesaje de tot felul. Chiar și cu număr, dar îți dai seama, ești femeie, iubești, treci prin atâtea pentru o relație, pentru un om, să-ți construiești o familie, e deranjant, te doare, dar tu trebuie să știi, sau eu cel puțin am știut mai bine ce am lângă mine, ce am în casă. Știrea, articolul care te-a deranjat cel mai și cel mai tare? Exact când a început, povestea, cu amantă. Pe lângă faptul că ți se zicea amanta Lena, da, în toate articolele. Da. Groaznic. El s-a dus acasă, a avut o conversație, o discuție matură, dar lucrurile nu au fost înțelese și după care s-au întors aiurea așa, cumva, în avantajul alte persoane. Asta e timpul, după cum spuneam mereu, timpul va dovedi totul. Și așa a fost. Ai mai primit vestea că ești însărcinată? Sau cum i-ai spus lui Gabi? Păi noi avusese câteva luni de încercări, foarte fericiți amândoi. Puțin supărată când am aflat că e băiat. Nu mă vedea mamă de băiat. Vă mai doriți un copil? Nu. Nu? Nu, 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 nu. Poate sunt puțin egoistă sau suntem puțin egoiști. Avem 3, e suficient. S-a mai scris la un moment dat că tu ți-ai fi părăsit putetița pe Sofia pentru a fi cu Gabi. Să lămurești și chestia asta. Eu nu am părăsit-o pe Sofie. O mamă nu are cum să-și părăsească copilul. Am ales ca Sofia să stea cu tatăl ei. Care este acum relația dintre tine și fostul tău soț? Foarte bună, foarte bună, da.